o bucurie să ne primească în ziua de Crăciun în biserica sa, Părintele Vasile Ioana. Părinte, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc din suflet că ne-ați făcut această dragoste, mare și bucurie. Este o mică precizare, biserica nu e a mea, este ea, lui Hristos, și noi suntem smeriți, păcătoși, slujitori ai Domnului, care vremelnic slujim în acest loc construit de Maria Brâncoveanu, mamă a 11 copii, 4 băieți pe care i-a pierdut într-o singură zi în Constantinopol în 1714 alături de soț, și apoi 7 fete care atunci când ea s-a întors înapoi din Surghiun, când s-a întors acasă, fetele au primit-o cu dragoste și nepoții au ajutat-o să-și continue viața îndurerată după pierderea soțului ei, Brâncoveanu, și a celor 4 băieți și a fratelui ei, Anache Sfernicul. Deci suntem în biserică, monument istoric, monument brâncovenesc, plină de har biserica, plină de bucuria prezenței străbunilor noștri care au făcut ceva pentru țara asta. Iar dumneavoastră, Părinte, ne-ați făcut această bucurie să ne primiți în după amiaza zilei de Crăciun. Suntem deja în jurul mesei, cei mai fericiți dintre noi sunt alături de oamenii pe care îi iubesc. Sunt și alții care se gândesc că ar putea să fie alături de alți oameni, alături de care își doresc să fie și nu pot. Sunt și alții care sunt singuri. Părinte, pare că avem nevoie de un ghid, de un îndrumar ca să redescoperim bucuria Crăciunului. De ce? Cred că bucuria Crăciunului este în noi și urăm în aceste momente sfinte pentru toți românii, urăm alături de poftă bună un Crăciun cu pace, un Crăciun cu spor duhovnicesc, un Crăciun frumos în care să ne aducem aminte de cei dragi ai noștri care nu mai sunt. Știi că era la țară chestia aia că lua prima gură de țuiculiță înainte de a-o lua, turna puțin așa pe jos și să zic pentru sufletele, știi, era și o glumă că erau doi la noi la țară și ziceau pentru neamul meu, Dumnezeu să ierte, și-a luat un țoi și altul a zis, m-am avut și o verișoară, Dumnezeu să o ierte, și au luat cât un țoi până s-au îmbătat. Și în cuibul de viespi, Gheorghe Dinică, pentru tătuțul. Exact, exact, exact. Deci închinăm mai întâi pentru cei adormiți care nu mai sunt, pentru bunicii noștri, pentru străbunii noștri, pentru cei din neamul nostru. Ar fi bine să înțelegem că această conectare a noastră cu neamul nostru, care nu mai e pe pământul ăsta, aduce recunoștința față de ceea ce ei au făcut pentru noi. Ne-au lăsat munca lor, căsuțele lor, pământurile lor, și ar trebui ca noi să ducem mai departe valorile pe care ni le-au lăsat. Și masa de Crăciun este o legătură întâi cu străbunii, cu strămoșii, și apoi cu cei din familie, pentru că este sărbătoarea familiei și sunt convins că toate familiile sunt la masă, acum e gălăgie la masă și nu știu dacă o să dea mai tare pe B1 acum ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e bine ca să-L punem la masă și pe Hristos. Hristos trebuie să fie la masa de Crăciun. E atât important ca Hristos să fie centrul mesei de Crăciun, pentru că s-a născut Hristos și Crăciunul nu este despre cadouri, nu este despre băutură și mâncare, ci este despre marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut lumii, pe Iisus Hristos, Fiul Său cel Unu, născut din veci, l-a trimis pe pământ ca să trăiască așa ca noi, să ne învețe cum să trăim frumos și să ne creeze o cale de mântuire. El este întâiul născut și noi suntem frații lui mai mici, care încercând să urmăm modelul lui de viețuire, vrem să fim ca el și cu el, pentru că așa de frumos, la sfârșitul activității sale pământești, la cina cea de taină, Iisus așa frumos a zis, Tată, vreau ca toți să fie una, cum tu cu mine una ești. Iată-vă, la mese, în familii, între prieteni, sunteți una într-un demers frumos. Dar demersul nu este despre șorici, demersul nu este despre băute, ci demersul este despre recunoștință, despre bucurie, despre har și despre faptul de a fi împreună în Hristos, căci El este viața noastră. A fost multă agitație înaintea zilei de astăzi, în fața bisericii dumneavoastră, aici în piața Universității, mașini blocate, lumea însetată de consumerism, împovărată de nevoia de a face cadouri, de a cumpăra, de a le oferi. Asta ne aduce bucurie? Să știi că omul are nevoie să știe că totul e în regulă.
e într-un control al minții. Omul contemporan, pentru că vezi tu, internetul, comuniunea asta, socializarea, așezarea tehnologiei în viața omului a luat cumva ceva omului, i-a luat ceva, i-a dat lumea la picioare, deci internetul ne pune lumea la picioare, dar credința ne pune cerul la picioare. Atunci când ai tot ceea ce este pământesc, riști să uiți de ceea ce este ceresc. Deci noi avem acum atât de multe, dar nu mai avem pace. Nu mai dormim bine, nu mai avem liniște, avem stres. Deci odată cu acest consumerism, cu această desacralizare a familiilor, această desacralizare a societății, a venit pentru noi peste noi un vânt rece al nepăsării față de nevoia aproapelui. De aceea bunicile noastre în dimineața de Crăciun întâi dădeau de pomană la un vecin mai amărât. Și sunt convins că fiecare dintre voi, cei care acum mâncați și să vă bucurați, deja ați dat ceva unor oameni care poate au mai puțin. Oricât ai avea de puțin, mai e cineva care are mai puțin ca tine. Și e bine să te gândești la acela. De aceea cred că românul ar trebui să aibă capacitatea să selecteze ce este real, ce este imaginar și ce este virtual. Nu ar trebui să trăim doar în fața ecranelor, pentru că ecranele îți oferă ceva care te poate duce într-o zonă a prealumescului. Și atunci, ca să te ridici un pic deasupra, ar trebui să lași puțin aceste 40 de frame-uri pe secundă care îți atacă sistemul nervos, te îmbătrânește mai repede. Uite, acum, da, la masa de Crăciun, nu mai stăm în fața tabletei, nu mai stăm în fața telefonului. Și știi ce urât e, mă, așa de mult mă deranjează chestia asta, mă. Stai la masă cu cei dragi și stau toți pe telefon, uite așa. Asta nu înseamnă că într-un colț al mesei nu e un adolescent de 10, 11, 12 ani care mama încearcă să-l convingă să scoate ochii din telefon, chiar acum. Da, asta pentru că adolescentul se plictisește și pentru că tu ca părinte nu ești suficient de relevant și nu îi spui lucruri suficient de interesante ca să stea cu ochii la tine. Deci noi, ca să-i scoatem pe adolescenți și tineri din fața telefoanelor, ar trebui ca noi înșine să fim întâi mai interesanți ca mesaj. Pentru că omul, copilul ăla are nevoie de ceva pentru mintea lui. Și atunci tu ca părinte încerci să-l ajuți să înțeleagă tainele Crăciunului, nu doar spunându-i nu mai sta pe telefon. E greșit să spui doar atât, pentru că realitatea este alta. Și anume, ok, închid telefonul și ce fac? Dacă tu ca părinte nu-l bagi în seamă pe copil, nu te joci cu copilul, nu vorbești cu copilul, copilul se plictisește. Și antidotul împotriva plictiselii este comunicarea în comuniune cu dragoste și joaca. Deci un copil nu poate să stea fără să se joace. De-aia e copil. Pentru el viața e o joacă. Și marile adevăruri și mine acasă, bunicii mei, m-au crescut prin joacă. Noi ar trebui să ne jucăm și vă spun, eu am 3 copii și ne jucăm chiar și în ziua de Crăciun, să dea Dumnezeu, board game-uri. Jocuri împreună. Și așa de frumos. Ne distrăm, ne jucăm, sunt jocuri faine în care lăsăm la o parte tehnologia și ne jucăm unii cu alții, glumim unii cu alții, râdem împreună, ne jucăm împreună și e mare bucurie în casă atunci când este joacă în casă. Deci cumva, cred că adolescenții au nevoie de mai multă atenție din partea noastră a adulților, pentru că noi adulții ne-am creat lumea noastră, zis, lasă-l pe ăla că e mic, nu înțelege. Și noi ne creăm lumea noastră, doamnele lumea lor, domnii lumea lor, și copiii sunt în lumea lor pentru că sunt lăsați în lumea lor. Cred că ar trebui să masa de Crăciun să fie o masă a bucuriei generațiilor, că sunt acolo 3-4 generații, străbunica, bunica, părinții, însă apare o ispită foarte mare la masa de Crăciun, și anume faptul că toată lumea e preocupată de mâncare, de mâncare, de mâncare, sunt frigiderele burdușite, e multă mâncare, accentul nu ar trebui să cadă pe mâncare. E prea mult, e prea mult. Zice acolo, bunicul meu zice, și dacă e bun, ce e mult strică? Adică, fetelor, doamnelor, gospodinelor, v-ați ocupat ca totul să fie în regulă, nu stați numai în bucătărie.
Hai, plecați de acolo puțin și stați de vorbă. Povestiți ce ați mai făcut anul ăsta cu cei dragi vouă. Deci eu cred că masa de Crăciun este despre împărtășirea experiențelor împreună. Ce ai mai făcut anul ăsta? Cum a fost? Pe cine sunăm? E cineva drag, poate plecat în străinătate, o verișoară, un cumătru, un neam. Hai să sunăm un părinte, un bunic. Este timpul în care poate te-ai certat cu cineva și ai vrea să te împaci. Acum când spui că Hristos a născut, e timpul perfect ca să te împaci, pentru că sărbătoarea de astăzi este despre faptul că s-a împăcat cerul cu pământul. Dumnezeu s-a milostivit de neamul ăsta al nostru omenesc și și-a trimis Fiul la noi să ne împace cu Dumnezeu. Este sărbătoarea împăcării, dragă mea. Părinte, comunicarea se umple cu cadouri. Asta este dominanta a zilelor noastre. Vorbeați despre tații care nu știu cum să comunice cu fiilor, despre mamele care sunt în lumea lor și atunci dacă vine fiul și spune vreau un iPhone 15 ca să mă faci fericit, ei nu se gândesc că telefonul ăla costă 6.000 de lei. Da, fac acest cadou. V-am auzit deseori în nenumărate noastre postări de pe canalele de social media care au atâți urmăritori spunând nu deveniți slugile copiilor voștri. Sigur, absolut. De ce fac asta copiii? Pentru că ei și-au creat lumea lor care este separată de lumea noastră. Noi ar trebui ca adulți să intrăm în lumea copiilor, nu doar cumpărându-le, ci fiind prezenți în lumea lor. Și sunt așa de fericit. Copilul meu, Matei, care este la liceul Vianu, vine de la liceu și când vine de la liceu împărtășește cu noi, e în clasa 9 și este foarte greu, e un liceu bun. E foarte greu liceul Vianu. Foarte greu la Vianu. A ajuns, a luat 9,90, slavă lui Dumnezeu că a învățat bine, dar acum îi e foarte greu. Pentru că la fiecare materie în Vianu trebuie să fii performant. Te-a prins la biologie fără lecție, ți-a ars un 4, rapid. Te-a prins la chimie, la orice materie. Și ce e frumos este că atunci când copilul vine acasă, noi povestim cu el, ia zi-mi, ce ai făcut? Până și la desen, până și la muzică, e bine să fii performant, adică nu doar la română și la mate. Și povestim, ne povestește experiențele lui trăite cu profesorul, cu colegii și noi intrăm în lumea lui. Și în felul ăsta, intrând în lumea lui, se creează acea legătură în care el poate să se deschidă, să spună ce a simțit el la istorie când s-a vorbit despre Hannibal și noi când și-a învățat seara, am învățat împreună, ia spune ce ai mâine, am despre Imperiul Roman, hai să vedem ce s-a întâmplat în Imperiul Roman, ce e specific Imperiului Roman. Eu vorbesc cu el despre lecția de istorie și după ce l-a ascultat la istorie, îl întreb ce te-a întrebat, cum a fost. Deci noi ca părinți nu mai intrăm în lumea copiilor noștri și asta este greșit. Cred că ar trebui să ne coborâm din înaltul minții noastre și să ne smerim și să fim prezenți în lumea orizontului copilului nostru. Bărbatul trebuie să vină în lumea orizontului doamnei lui. Doamna lui trebuie să meargă în orizontul bărbatului ei. A venit o doamnă și mi-a zis, părinte, bărbatul meu, fotbal, fotbal, toată ziua numai fotbal. Și am spus, doamnă, vă recomand, că nu dau canoane, doar recomand, așa la spovedanie, da? Vă recomand să stați la meci cu soțul dumneavoastră. Cum? Să stau la meci cu soțul? Da, să vadă că vă interesează ce-l interesează pe el, să vorbiți despre echipa lui preferată și avea o echipă preferată din Marea Britanie, Arsenal Londra. Și a zis, părinte, eu nu știu nimic despre Arsenal Londra. Citești despre Arsenal Londra și intri în lumea lui. Părinte, mi-e greu. Fă exercițiul ăsta. S-a așezat lângă el la televizor. Și când a zis el gol, a zis și ea gol. Și el a văzut-o că doamna lui a sărit din pat și a zis gol cu el, a luat-o în brațe. Și a zis, părinte, nu mă mai luase în brațe de mult bărbatul meu. De ce? Pentru că el a văzut că intri în lumea lui și apoi a intrat și el în lumea ei după aceea. Deci noi ar trebui să înțelegem din marea asta sărbătoare ce înseamnă kenoza. Teologic vorbind, astăzi s-a petrecut actul suprem de mântuirea noastră prin kenoză. Ce este kenoza? Este coborârea lui Dumnezeu din condiția lui divină infinită în condiția noastră mică, finită, mică, 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 mică. Uite, ca să-ți dau un exemplu și mai clar pentru telespectatorii B1. Avem așa, un mușuroi de furnici. Furnicile alea încep să o ia razna.
fiecare își vedea de treaba ei până la un moment dat când a apărut ceva rău în ușuroi și vine un glas. Ele n-ascultă, că nu înțeleg nimic, ele își continuă haosul de acolo din ușuroi și apoi Dumnezeu care le-a creat devine furnică, intră în condiția. Și atunci, ca furnică vorbind, toate furnicile au înțeles furnica aia. Deci Dumnezeu a intrat în condiția noastră mică, a devenit om ca noi, ca să ne poată vorbi așa gură la gură. Și a spus, fiți milostivi, precum Tatăl milostiv este. Fiți blânzi, fericiți, cei milostivi. Fericiți făcătorii de pace. Deci ne-a spus cuvinte clare, ca să le înțelegem. Că Dumnezeu, din iubire de oameni, a săvârșit acest act de intrare a Lui, smerire a Lui și intrarea Lui în condiția noastră. Noi, la rândul nostru, ar trebui să facem și noi o chenoză. Să ieșim din condiția noastră, nu știu, de fiecare are condiția lui personală, lumea lui, da? Așa? Eu acasă nu mai sunt părintele Vasile, Ioana. Eu acasă sunt tata, soțul, povestim, glumim, ne jucăm. Să vezi cum e că acum de curând când a jucat echipa națională și a dat Ianis Hagi golul și ne-am bucurat cu toți, aveam tricoul, am un tricou pe care mi l-au dat ucenici de-ai mei cu echipa României, galbenul ăla al echipei naționale și e un contrast mare între galbenul echipei naționale și barba mea mare și eram în tricoul echipei naționale și strigam Hai România și m-am bucurat cu ei, adică e necesar ca fiecare dintre noi să ne gândim așa, mă, cum pot eu să ies din condiția mea, a ceea ce sunt eu, și să intru în condiția aproapelui meu. Cel mai mare om din casă spală vase. Pentru că ăla se smerește. Nu zici, spală vasele. Atunci nu ești mare, ești mic. Pentru că Iisus a dat definiția, cel care vrea să fie mai mare, să slujească tuturor. Omul care slujește, cu ce te mai ajut? Cu ce îți spun? Am fost invitat la un om mare, la masă. Omul ăla mare, dar mare, nu dau nume. Toată masa a stat în picioare, mi-a turnat în pahar, a făcut grătar, a întors peștele pe grătar, că a fost un grătar de pește la masa respectivă. Și am rămas uimit să văd omul acela care m-a invitat. Și erau 30-40 de invitați acolo. M-a servit și ne-a servit la masă. El n-a stat în capul mesei așa. Deci nu cel mare, omul care iubește. Nu omului care iubește, nu îi se slujește. Ci omul care iubește și care e omul complet, omul frumos, el slujește. De aceea îmi place așa de mult să arăt modelul acestui prieten de-al meu care mi-a pus în pahar, deși era un om mare. Modelul acesta este să slujim celorlalți, să ieșim din condiția noastră și să intrăm în condiția copilului nostru, în condiția prietenei copilului nostru, în condiția bunicii noastre. Eu când sunt în fața unchilor mei, am un unchi, Nea Nicolae, 84 de ani, îl salut pe Nea Nicolae, locuiește la Ghirdoveni, la Ile Caragiale, acolo de unde vine Marele Caragiale, și mă duc și stau cu el de vorbă, povestesc cu el, stau ochi în ochi, plânge de bucurie. Plânge de bucurie. Ai venit la mine, Vasilică. El așa mă știa, de Vasilică, de mic, era mic. Pentru el eu am rămas Vasilică. Și eu sunt Vasilică pentru bunicul meu. Unchiul meu, că bunicii nu mai sunt. Este fratele bunicii mele. Și stau ochi în ochi cu el. Și mă bucur cu el și strâng în brațe. Fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim așa, mă, pe cine strâng eu de Crăciun în braț? Pentru cine devin eu cadou? Că darul este ăsta, nu doar să primești, ci tu să devii cadou pentru cel drag ție. Dacă poate anul ăsta te-ai purtat urât, nu știu, cu cineva. Uite, avem aici toți cameramanii ăștia minunați. Uite-i cum stau, da? Poate că în anul ăsta, poate și-au greșit unul altuia, din greșeală, din ziua de Crăciun este rațiunea perfectă pentru care de Crăciun să-i dai telefon colegului tău, celălalt cameraman, poate că i-ai greșit cu ceva și să-i zici, băi nene, bă, scuză-mă că ți-am greșit atunci, în octombrie, ții minte, când ți-am zis eu că... Ceva, ăsta este momentul când de Crăciun toată lumea e bine, e vesel, e sărbătoare mare și atunci nu mai stă nimeni acum să dezvolte conflicte. Acum ne-am împăcat toți.
pentru că s-a împăcat cerul cu pământul, pentru că îngerii au cântat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu pe pământ pace, e o voie bună, îngerii cântă, păstorii se veselesc, vin cu darul la peștera lui Iisus, Iisus s-a născut, salvarea a venit, efectiv speranța s-a născut, Hristos ne va mântui, ne va da darul lui. Trupul și sângele lui ni-l va da nouă spre mântuire, ne va salva din rău și din păcat și avem speranța mântuirii, cu condiția, desigur, să nu refuzăm darul pe care el ni l-a dat. E plină biserica dumneavoastră, părinte. Ajung seara să deschid ușa, vă văd în mijlocul bisericii, îi văd și sunt tineri, sunt foarte mulți tineri. Ce citiți în ochii lor? Multă speranță, multă nevoie întâi, mare nevoie de autentic. Pe tineri nu îi putem păcăli. Tânărul are nevoie de autentic. Tânărul are nevoie să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să fugim de limbajul de lemn al generației noastre, 50 plus, și să intrăm în limbajul actual. Limbajul de care ei au atâta nevoie, un limbaj urban, pe înțelesul lor. Și cred că datoria noastră ca oameni care îi iubim pe tineri este să încercăm să intrăm în realitățile lor și să fim acolo unde sunt ei. De aceea, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, am ieșit în media și acest interviu este binecuvântat de Părintele Patriarh, care a transmis anul ăsta un mesaj atât de frumos de Crăciun românilor, care Patriarh, imediat ce a ajuns Patriarh în 2007, primul lucru pe care l-a făcut a fost să nască, să dea naștere agenției de știri Bazilica, Trinitas TV, Radio Trinitas la București, a venit cu o pleiadă de tineri minunați din Iași. Unul dintre ei este colegul meu, părintele Nicolae Dima, care slujește și el în această biserică are deja 10-11 ani. Au venit de acolo și au pus la punct ceea ce este astăzi salvarea ca slujbă și ca mesaj, salvarea celor care nu mai pot să plece din casă, care au probleme de sănătate și care stau la Trinitas TV și urmăresc liturghia, urmăresc mesajele sfinte ale părinților, aud cuvântul lui Dumnezeu. Deci cumva Patriarhia s-a adaptat nevoii de comunicare a tinerilor pe rețele, pe ecrane și astăzi biserica este, în primul rând, biserica este vie și ni-l dă pe Hristos real, iar pentru cei care nu pot ajunge, slujba se transmite. Dar atenție, niciodată din fața unui ecran nu vei putea să trăiești ceea ce trăim noi aici și ceea ce tu vezi când vii la biserica dintr-o zi, că B1-ul e aproape de, sunteți în parohia mea aici la doi pași. Așa și e. Tu vezi realitatea venirii tinerilor, care tineri au lăsat tehnologia deoparte, pentru că relația cu Hristos este una om la om directă, voi veni la tine și voi cina cu tine. Așa spune Dumnezeu și tu când cinezi, servești și te uiți ochi în ochi cu cel cu care cinezi. Deci nu este ceva virtual sau închipuit, ci este real. Dumnezeu este real în biserică, ni se oferă și încercăm să aflăm cuvântul lui Dumnezeu și prin tehnologie, dar atenție, tehnologia este construită în duhul lumii, în duhul consumerist, acolo tu ești doar un potențial cumpărător a unor produse care vin prin reclame, da? Și atunci noi trebuie cu mare atenție să consumăm zona de media ca să nu cădem în capcanele media. Influența mediatică în viața unui om poate să-i schimbe viața, să-i schimbe traiectoria. De aceea noi e bine să fim prezenți în fața ecranelor, pe ecrane. Iată-ne astăzi, iată-ne la masa de Crăciun, suntem pe ecranul televizorului, pe B1 TV. E o realitate. Dar prin acest canal, prin voi, noi transmitem cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, un cuvânt de întărire, un cuvânt de, prin care îi rugăm să fie în echilibru, să nu beți prea mult la masa de Crăciun, să nu vă îmbuibați de mâncare, să nu umpleți floreasca cu prezențele voastre. Aici este important să înțelegem că, iată, și prin aceste canale, noi putem să transmitem binele de știut oamenilor și răul de evitat. De aceea voi nu doar informați acum, ci formați.
ați ales ca o oră împreună, nu mai dați știri să-i informați pe oameni ce se întâmplă nu știu pe unde prin lume, ci vreți să și formați. Și ca să formați oamenii, trebuie să le oferiți cuvânt ziditor în duh. Și cel mai puternic cuvânt al zilei de astăzi este că darul de Crăciun este Dumnezeu. Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu astăzi s-au împărtășit cu trupul și sângele Lui, și cei care nu v-ați împărtășit cu trupul și sângele Lui Iisus, veniți să vă împărtășiți, pentru că omul care îl primește pe Iisus în el înțelege taina Crăciunului. Și anume, așa cum Iisus s-a născut într-o peșteră, așa se naște și în peștera sufletului nostru, care este aici. În sufletul tău se naște Iisus când îți deschizi inima către cine? Către rana aproapelui, către cel în suferință, către cel mai mic decât tine, pentru că există tendința asta, să le urăm numai șefilor, numai lor mai mari, să le urăm celor care sunt mai sus decât noi, pe scara, o scară ierarhică închipuită, pentru că mai mare și mai mic înaintea lui Dumnezeu nici nu există, ci noi ne focusăm acum prea mult poate pe cei mai mari decât noi și uităm de cei de sub noi. Așa cum Hristos a venit din altul cerul la noi și s-a născut într-o peșteră, dându-ne exemplu de smerenie, așa noi ar trebui acum să le urăm celor mai mici decât noi, fraților noștri, rudenilor noastre, celor dragi nouă, nu după mărimile zilei și după închipuitele funcții ale zilei, ci după măsura lui Hristos. Hristos a luat-o de jos în sus. De-aia s-a născut într-o peșteră și nu într-un palat. Că dacă se năștea într-un palat, aveam noi complexul de inferioritate. Ziceam, băi, noi suntem mici, mă, nu ne putem noi înălța la înălțimea împăratului, da, suntem mici. E, nu, Hristos este un alt împărat al inimilor, al sufletelor. Și El s-a născut smerit. Cât fior de emoție am de câte ori citesc Evanghelia în care o fecioară însărcinată nu e primită în Betleem. E respinsă. Orașul nu o primește, deși stă să nască. Și ea se naște într-o peșteră unde animalele încălzesc. Ai stat, poate ai fost la țară, în grajduri. Când intri la grajd, e un miros de animal. Atât de mult s-a smerit. Dumnezeul cerului stă pe fân uscat și se naște dintr-o fecioară. Și noi mai avem pretenții de mărimi, când de fapt Hristos s-a născut și ne-a arătat că eu de acolo vă salvez, în smerenie, și vreau să nu mai aveți complex de superioritate sau de inferioritate și să știți că atât de mult vă iubesc încât vreau ca și voi să luați exemplu de smerenie. Și cred că fiecare dintre noi primim și fiorul ăsta de întristare, că încă de mic Iisus Hristos a fost vânat să fie omorât. Când Irod a auzit că vin magii, a vrut să-L omoare pe Iisus. Și Iisus, după ce s-a născut cu mare bucurie, a devenit ceea ce mulți români sunt astăzi, emigrant. A fugit în Egipt, de acasă, de la el, din orașul părinților, că mama lui, din neamul lui David, Maria, era în orașul ei, acolo s-a înscris la recensământul lui Augustus, împăratul. Dar, iată-i, trebuie să fugă, pentru că viața pruncului era pusă în pericol. Abia când îți dai seama că un copil nevinovat este persecutat încă din frage de pruncie, te gândești, mă, Dumnezeu fiind, ar fi putut să distrugă imediat tot Irod și tot, și totuși n-a făcut-o. Părinte, facem o foarte scurtă pauză. Ați vorbit despre Betleem. Orașul este gol astăzi. A fost un an foarte greu în urma războiului. Vom vorbi despre asta după o foarte scurtă pauză. Betleemul este gol anul acesta. Sunt foarte multe agenții de turism care au raportat faptul că nu mai au pelerini în acest an. Și asta e partea comercială, partea ludică. Partea dureroasă este războiul de anul ăsta, părinte, războiul din Israel. Și v-am auzit din nou, la scurt timp după ce a izbucnit războiul, vorbind aici în biserică enoriașilor dumneavoastră despre schimbările și consecințele acestui an. E dureros că a curs și curge atât de mult sânge. E dureros. Mesajul pruncului Iisus este însoțit de mesajul îngerilor. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ să fie pace. Ce a spus Dumnezeu prin îngeri din cer?
a fost un mesaj și este și astăzi un mesaj de pace. Dumnezeu vrea ca noi să ne înțelegem bine între noi și să fie pace pe pământ între oameni, bunăvoire, voie bună, bună învoire, adică înțelegere între noi oamenii. Și cred că și războiul din Israel, dar și războiul din Ucraina, amândouă sunt exemple clare a faptului că ura a atins niște cote inimaginabile și pentru că în fața urii viața nu mai contează, ci doar moartea. Și ceea ce se întâmplă în cele două războaie dovedesc faptul că iubire nu mai este și că a fost epuizată forța diplomației. Credeam, acum câțiva anișori, că nu vom mai vedea mitraliere în acțiune, ci doar în filmele de pe Counter sau jocurile din Counter-Strike, știi? Ziceam că asta este un joc. Și iată că ceea ce credeam că e doar un joc, astăzi este o realitate. Este deosebit de trist. Suntem înfiorați de asta, însă nu putem să nu ne rugăm pentru pace. Cred că ăsta este și un prilej ca la finalul acestui an să ne rugăm pentru pacea lumii. Nici nu știi pe cine ascultă Dumnezeu. S-ar putea să asculte un copil care se roagă pentru pacea lumii. Ce bine ar fi să ne luăm de mână la masă cu toții, acum, când ascultăm cuvintele astea, și să spunem toți la masă, luându-ne de mână, un Tatăl nostru. Tatăl nostru, nu Tatăl meu, nu Tatăl tău. Tatăl nostru al tuturor, al întregii lumi, Tatăl Ceresc. Sfânt e numele Lui, vie e împărăția Lui, să se facă voia Lui, precum în cer să fie pe pământ, adică bucuria de pe pământ, pâinea să ne dea, pâinea de care avem nevoie, să ne dea astăzi, nu depozite de pâine pentru o lună, două, ci să ne dea în fiecare zi, ca să nu mai avem zilnic numai preocupări materiale. De aia spunem să ne dea astăzi. Ce trăiești astăzi este aici și acum, cum spun și psihologii. Și să ne ierte păcatele, precum și noi le iertăm. Și aici ăsta ar fi mesajul lui Dumnezeu pentru lume, pentru că această rugăciune domnească, Tatăl nostru, a fost dăruită de Iisus oamenilor și să nu ne lasă să cădem în ispite. Dacă am face cu toții rugăciune și să ne ridicăm de la masă și să avem un minut să ne rugăm fiecare individual, haideți să o facem, fraților. Haideți să ne rugăm fiecare pentru pacea lumii. Părinte, crește numărul creștinilor. Citeam o știre care arată faptul că anul acesta numărul creștinilor este mare, este foarte mare. Care explicația dumneavoastră pentru această minune? Mesajul lui Hristos este atât de puternic și rezonează în inimile oamenilor. Pentru că Domnul nostru ne-a adus acest mesaj de pace, de iertare și de comuniune cu El, pentru că noi putem să trăim pe pământ un rai dacă și numai dacă iubim și iertăm. Iar omul care l-are pe Hristos, de aia se numește creștin, iubește și iartă ușor. Noi ne iertăm între noi. Dacă ai participat la o slujbă, eu nu încep liturghia fără să mă așez în fața credincioșilor și să spun: iertați-mă, fraților. Domnul să vă binecuvinteze, să vă ierte. La heruvii, la jumatea slujbei, din nou mă întorc către popor: iertați-mă, fraților. Noi nu ne mai cerem iertare unii de la alții. Și atunci, transferând mesajul lui Hristos în viața de familie, îi rog pe toți cei care sunt astăzi acum, iată, la masă. E o masă a bucuriei. Dar uite, în momentul ăsta, când e bucurie în suflet și când ești sus cu starea de bine, cereți iertare. Pentru că, uite, uneori bărbații se dau mari perfecționiști și nu cer iertare. Nu știu, se întâmplă un fenomen că bărbații nu recunosc că greșesc, domne. Și am doamne la spovedit care spune: părinte, bărbatul meu e perfect. Cum așa? Nu recunoaște niciodată că greșește. Este o chestie, domnule, el nu recunoaște. Și zice: zi mă, recunoaște mă că ai greșit. Și el zice: nu recunosc. Ai făcut ceva? N-am făcut nimic. Acum e sărbătoare. Dragi bărbați, poate ați greșit anul ăsta cu ceva. Fie că n-ați acordat suficientă atenție doamnei, fie că n-ați recomandat suficientă atenție copiilor, fie că ați făcut ceva greșeli în educație, în formare sau orice alt tip de greșeală. Acum este un moment foarte frumos să spui: mă nevastă, dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă. Știi că a fost discuția aia
erau doi soți care se certau mereu, știi? Și se certau toată ziua din nimic. Să știi că e multă gâlceavă în familii, pentru că eu spovedesc mii de familii și cupluri, vin în fața mea și mă întreabă, părinte, ne certăm toată ziua, ne certăm, e prea multă gâlceavă, e prea multă ceartă, e prea multă dispută, e prea mult război între noi. Adică tu te porți așa frumos cu oamenii pe care nu-i cunoști, te porți așa frumos la serviciu, dar poftiți, sigur, sigur. Și când ajungi acasă, te porți așa ca un procuror, așa, aduci cumva DNA-ul în casă, știi, te porți așa, vânezi greșelile, vânătoarea asta de greșeli este o nebunie. Și erau doi soți care se certau toată ziua, orice zicea unul, celălalt venea și critica. Ce făcea unul greșit, imediat celălalt critica. Și se născuse gâlceava asta, știi? Și la ziua ei, el îi zice, draga mea, zice, uite, de ziua ta vreau să-ți fac un cadou. Hai să nu ne mai certăm. Bine, mă, bine, ok. Uite, îți doresc de ziua ta, zice el, îți doresc eu ție tot ce-mi dorești tu mie. Iar ea zice, iar începi. Iar începi. Pe TikTok, pe rețelele de socializare, apărați drepturile femeilor. Sunteți un avocat al drepturilor femeilor. Sunt un avocat al iubirii, nu numai al femeilor, ci al iubirii, pentru faptul că eu consider, din experiența mea de duhovnic, că puterea, dorința de a avea putere și control este mai mare astăzi decât iubirea. Iubirea înseamnă să te lași pe tine, să te jertfești pe tine și să nu intri în bucla ta, să stai separat de nevoile din casă. De aceea militez pentru a comunica mai mult cu copiii, pentru a fi noi înșine modele vii pentru copiii care au nevoie de comunicare cu noi. Sunt avocatul celor persecutați, celor care nu mai sunt auziți. Femeile noastre vor să se vadă văzute, să le vedem că fac efortul, să le mulțumim pentru că dau viață copiilor noștri, să le mulțumim pentru toate eforturile. Bărbații și ei au nevoie de încurajare și de mulțumire pentru efortul. Deci fiecare dintre noi ne hrănim fiecare dintre noi cu aprecierile celorlalți. De aceea cred că astăzi ar fi un moment foarte bun să la masă poți să spui celui drag ție, mă, apreciez foarte mult ce ai făcut anul ăsta. Dar noi nu facem asta. E ca și cum nu vrem să dăruim acest dar al recunoștinței celui care a făcut ceva bun anul ăsta. Uite, mă, anul ăsta am muncit. Bravo, mă, foarte frumos. Mă, dacă e ceva de atacat, ataci, dar dacă e ceva frumos de spui, nu spui. Asta mi se pare nedrept. Adică cred că ar trebui să avem mai multă recunoștință față de cei dragi din familiile noastre și ce frumos ar fi să ne ridicăm unii pe alții și să minimizăm puțin lucrurile neplăcute, că poate ai mai greșit cu ceva, micile greșeli care devin mari dacă noi le vedem ca mari, pentru că există problema și percepția asupra problemei, și să minimizăm un pic lucrurile neplăcute și să maximizăm ce ne apropie. Valorile care ne apropie. Dacă am avea capacitatea să nu mai băgăm în seamă toate micile greșeli, să nu mai fim vânători de greșeli, ci să fim iubitori, împăciuitori și plini de har. Harul lui Dumnezeu vine dacă ne liniștim puțin. Și acum, la final, că ne apropiem, la masa de Crăciun, îi rugăm pe oameni să se liniștească, să se odihnească. Iată, până debobotează, avem perioadă liberă. Hai să mai citim o carte, hai să mai vorbim unii cu alții, hai să ne facem planuri pentru la anul, hai să vedem unde am greșit, hai să vedem această dezvoltare personală care este acum, dorința asta de dezvoltare personală este în societate. Astăzi pe TikTok, pe YouTube, pe Facebook sunt ascultați mai mult terapeuții, psihoterapeuții, medicii, preoții și asta e bine. Faptul că este un preot acum la miezul zilei la voi aici este un aer proaspăt de spiritualitate, de spiritualitate în media. Voi, oamenii de media, aduceți asta și bine faceți. Dar odată cu asta, ar trebui să înțelegem că este o nevoie în societate de dezvoltare personală. Și bine. Dezvoltare personală rimează cu egoism? Păi, dezvoltare personală înseamnă, în primul rând, dezvoltare spirituală. Pentru că dezvoltare, creșterea nu se mai face în trup. Că eu nu mai pot să am 1,70, atâta rămân. Dezvoltare personală înseamnă dezvoltarea sufletului meu care e viu și care e mereu dornic de cunoaștere. Și creșterea asta spre Dumnezeu este infinită. Că tu cu atât
cu cât crești mai mult în cunoaștere, cu atât vrei să afli mai mult. Deci, dacă vreți dezvoltare personală, ocupați-vă de dezvoltarea spirituală. Dezvoltați-vă spiritul, sufletul, prin relație vie cu Dumnezeu. Nu putem fără Dumnezeu nimic. Prin relație vie cu străbunii noștri și cu strămoșii noștri, cu bunicii. Păi bunicii erau povestitorii. Bunicul astăzi, lasă-l pe bunicul acolo. Frate, du-te și ia-ți de la bunicul experiențe din anii 70, din anii 60. Conectarea cu generațiile vechi aduc experiențe noi. Deci poți să faci dezvoltare personală conectându-te cu Dumnezeu, conectându-te cu ai tăi mai mari tăi și conectându-te cu tine însuți, pentru că ieșim din noi, trăim în afara noastră, cum ne îmbrăcăm, ce ascultăm, cum ne prezentăm lumii și generăm o mândrie și un egoism, un egocentrism, pentru că astăzi societatea are ca centru al ei egoismul, să fie numai mie bine, iar Dumnezeu îți spune, ieși din prostia asta, ieși din bucla asta ca să-ți fie numai ție bine și trăiește realitatea celuilalt ca realitatea ta, plângi cu cel ce plânge, iubește cu cel care iubește, trist cu cel ce e trist și astfel lumea va fi mai bună dacă ieșim din egoismul propriu și ne ducem în nevoia celuilalt. Și câtă nevoie e în lume de iubire și cât de ușor e să iubim și cât de greu este să ieșim din propriul egoism și să ne ocupăm doar de noi. Despre asta este vorba. Crăciunul este sărbătoarea în care te lași pe tine puțin și asta te și odihnește, te face fericit. Te dăruiești celorlalți, dăruiești celorlalți. Ce frumoasă a fost la masa de Crăciun bucuria că eu cu copiii și cu Doina am schimbat daruri între noi. Și este așa frumos. Ai văzut ce mult s-a dezvoltat Secret Santa acum? Da. E foarte bine. E foarte bine. Deci, tehnologiile noi pot să aducă și lucruri bune. Obiceiurile noi pot fi și bune dacă sunt îmbogățite de ceea ce ne-au lăsat străbunii. Iubirea de aproapele. Iubește-l pe aproapele ca pe tine însuți. Asta ce înseamnă? Că te iubești pe tine. Să ne iubim pe noi în măsura în care vrem să creștem ca să fim utili celorlalți și astfel vom fi o prezență iubitoare și o prezență iubită. Că cel care se sacrifică este iubit. Mamele noastre, bunicile noastre, mătușile noastre sunt iubite pentru că ele toată ziua sunt acolo în jertfă. Și ce frumoasă e jertfă! Părinte, mai avem câteva minute din întâlnirea noastră specială de astăzi. V-am auzit, dar v-am mai auzi în continuare și ne place să trăim din pildele pe care ni le dați și din îndrumările pe care ni le oferiți. Un cuvânt de final pentru întâlnirea noastră. Modelul ce ni se prezintă astăzi este Iisus Hristos. El a venit de sus, în jos înspre noi, a coborât în zona asta în care noi aveam atâta nevoie de El și acum ar trebui să luăm ca model ceea ce a făcut El și anume a iubit, a iertat și s-a sacrificat. Noi astăzi uneori ieșim din ceea ce Domnul ne-a dat ca model, ieșim din smerenie, ne ducem în mândrie, ieșim din milă și ne ducem în egoism, ieșim din iubire și ne iubim pe noi mai prea mult, astfel încât nu mai vedem nimic în prejurul nostru. Hai să nu mai scuipăm în sus. De multe ori se întâmplă să stăm să îi bălăcărim pe aia care ne conduc, pe aia care nu-și fac treaba. Frate, tu ai fost vreodată într-un minister. Uite, am aici 3 ministere împrejur. Ce ușor e să zici ăia. Frate, dacă scuipi în sus, așa mi-a zis mie bunicul. Și de atunci am învățat de copil. Vasile, nu scuipa în sus, că totul te murdărește. Adică, sunt mii de angajați ai statului român, oameni din minister care stau chiar de sărbători, jandarmerie, poliție, ministerul de interne, oameni ăștia de pe stradă, la sărbătoare. Eu când mă duc la slujbă dimineața, la Crăciun, am fost la slujbă, erau pe străzi, mă, oamenii ăștia.
Și noi suntem acasă la căldură. Hai să avem un pic de recunoștință, mă, pentru ăla care stă în frig, mă. Pentru jandarmul ăla, pentru milițianul, polițistul ăla, cum vrei tu să-l numești, mă. Mă, dar iubește-l, mă. Astăzi de Crăciun, când întâlnești un polițist, salută-l cu respect, mă. Pentru că tu stai la căldurică și mănânci salată, băf, și el stă în stradă. Adică hai să avem un pic de recunoștință pentru cei care muncesc, pentru cei care fac o treabă bună. Și să avem un pic gânduri mai luminoase, mai bune, pentru cei care chiar cu adevărat fac treabă bună și să nu mai stăm tot timpul, că e așa de ușor să tastezi, e așa de ușor să creezi hate, e așa de greu să te oprești un pic din hate și să iubești și să ai recunoștință față de toți cei care fac ceva pentru țara asta. Părinte, vă mulțumesc că mi-ați dat șansa și că mi-ați oferit bucuria să vă aud astăzi în ziua de Crăciun și mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu toată dragostea. Crăciun cu pace și Hristos să se nască în sufletele noastre ale tuturor. Doamne ajută!